Bună ziua tuturor! Avem aici un aparat care l-am cumpărat aproape acum un an. E prima lui desfacere. Este un tăietor cu plasmă. Se folosește doar cu compresor și conține mai multe chestii. O să-l probăm și o să vedem cum o să meargă. Avem o cutie frumoasă. Care se pare că este fix tăietorul. Și cu biuzele de tăiere. Furtunul pentru aer. Cablul de masă și distanțierul pentru tăiere. Bineînțeles, manualul de utilizare. În cutia principală mai avem și aparatul principal de tăiere, device-ul. Care avem și bolul. Cumpărat pe 13.02.2020. Acesta este aparatul. Cablul de alimentare. Și folosim și aparatul. Țin să menționez că aparatul se folosește doar cu un compresor. Musai să aveți compresor. Pe partea din spate are conectorii pentru aer, un presostat și un reglator pentru presiune. Cablul, de fapt, este furtunul pentru aer. Se montează foarte simplu, doar prin împingere. Are un conector rapid plus cablul de alimentare cu un întrerupător. Totodată, pe fața aparatul are conectori rapizi, de asemenea, pentru pistol de tăiere, mufa, se vede, conectează rapid. Și cleștele de masă, care tot la fel are o conectare rapidă. Și acum trecem la pistol. Pistolul are o duză pentru jetul. De fapt, e un difuzor pentru aer și jetul de plasmă. Este o șaibă din protectoare, din ceramică, și un electrod. Totodată are și difuzoarele, se văd aici, și partea are și câteva rezerve. Ar trebui să aibă rezerve și de ceramică, dar în pachetul acesta nu au venit. Dar nu e o problemă, se găsesc ieftin. Filmează cutia de aproape, să citim caracteristicile aparatului. Deci avem tot ce conține. Absolut tot. Control termal. Are un bec pe față și plus are un dispozitiv de ajustare a curentului de tăiere. Așa. Zicem, se folosește decât cu un compresor, accesoriile, clești,
aici poate avea. Și caracteristicile. Este un tăietor cu plasmă. Curentul de tăiere este între 15 și 30 de amperi. Taie cuprul de la 1 la 2,5 mm, oțelul până la 6 mm, aluminiul până la 6 mm, fierul până la 1 mm și foile de oțel până la 9 mm. Presiunea de lucru între 4 și 4,5 bari, 230 V tensiune la priză cu 50 de Hz și ce ar conține. Din nou, compresor nu inclus, se folosește compresor. Acest tăietor cu plasmă de la Parkside l-am cumpărat pentru us propriu. Nu sunt specialist, este doar un hobby. O să-l folosesc pentru tăierea acestui butoi. Înainte să-l utilizez, fiind prima oară când folosesc un astfel aparat, citesc manualul de utilizare și instrucțiunile de siguranță. Acum conectăm aparatul la aer. Reglăm presiunea, e reglată deja, văd, la 4,5. E prereglată. Pornim aparatul. Auzi pornind. Pe față avem tonul pentru reglaj ampermetru. Îl dăm la jumate, e prima oară, nu știm cum funcționează. Avem cablul de masă. Așa. Avem pistolul. Am curățat un pic vopseaua ca să fac arc electric și pornim tăierea. Mare. Gata tăierea, foarte frumos tăiat, curat, scoate! La o primă utilizare sunt foarte mulțumit de ce am făcut. Acum și butoiul vecinul că m-a învățat, se pare că a fost pe fază și a văzut ce facem. Pornim aparatul, frumos. Îl dăm mai aproape. Te apucăm de tăiat. 1, 2, 3, 5.
mai puțin de 2 minute am tăiat acest butoi. Totul se prezintă foarte bine. Și cleștele de masă și diuza. Diuza s-ar putea să fie să fie foarte cald acum de la folosire. Ca un specialist ce sunt, consider pentru prima folosire că a fost un succes. Dacă am uitat să menționez ceva, găsiți în descrierea videoclipului. Pleșa Florian sunt, cu respect revin.